Salut! În această perioadă facem curat în grădină. Strângem frunzele căzute de la pomi pentru a le depozita în grămada cu compost. Dar eu nu le mai pun în grămada pentru compostare, ci am să le pun direct la baza pomilor, la rădăcina pomilor noi plantați. Pentru că este un îngrășământ deosebit de valoros, care se va descompune încet pe parcursul toamnei, iernii și implicit în primăvară pomii vor avea un aport nutritiv important. În felul acesta, pe lângă aportul de substanțe minerale, această frunză va avea și rol de protecție împotriva înghețului, precum și un rol de a menține umiditatea relativă a solului mai ridicată, pentru că acoperind zona de la baza pomului, împiedică evaporarea rapidă a apei. Este o metodă ușoară și foarte eficientă pe care eu o folosesc în această grădină deja de 3 ani de zile, cu rezultate foarte bune, fără a mai folosi suplimente chimice. Vă recomand să procedați și voi la fel, pentru că aveți în grădină cu siguranță multă materie organică pe care o puteți folosi. Și am terminat și depus frunză la baza noilor pomi fructiferi din grădină. Folosiți orice frunză aveți în grădină, cu excepția frunzei de nuc. Deci, atenție, nu folosiți frunza de nuc, pentru că are un conținut foarte bogat de tanini, care dăunează plantelor. Eu am folosit frunză de la tei. De la tei, de la zarzări, de la pruni. Puteți folosi frunza pe care o strângeți din grădină. Orice materie organică este foarte bună pentru pomi. Să nu facem așa cum suntem obișnuiți, în marea noastră majoritate, să facem curățenie în jurul plantelor, în jurul pomilor. Curățenia pentru plante înseamnă un sol steril. Plantele, pentru a se dezvolta armonios, au nevoie de multă materie organică. Cu cât solul este mai bogat în materie organică, cu atât plantele se dezvoltă mai bine. Așa că folosiți cu încredere materie organică în jurul pomilor, în jurul tuturor plantelor tinere și le vă face un mare bine, atât lor
cât și dumneavoastră, pentru că în felul acesta veți avea plante bine dezvoltate. Ne bucurăm și de prezența unui pisoi care a venit și el la soare, nu se sperie de noi, rămâne alături de noi. Așa că rămânem în grădină. Până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!